intrăm pe una din porțiunile tehnice ale traseului, care conține atât viraje strânse, cât și rătăcini. Trebuie să fim puțin atenți. Bun, găsim linia cea mai bună. Pulsul crește. Pregătim vitezele. Salut, sunt Vlad Sabău, bine ați venit la Dorna XCO. Traseul pe care noi l-am făcut aici este destinat în primul rând amatorilor, dar dificultatea lui va pune probleme cu siguranță și celor de la elit. Se pune la grea încercare urcarea asta. Avem pământ, avem piatră, avem iarbă, avem rădăcini multe, avem cetină de prad, unde nu se știe ce este de dedesubt și trebuie să mergem cu foarte multă atenție. Tragem tare, intrăm în ultimii metri a urcării. Alessandro Stancu! Alte la Madaraș! Una din zonele în care se poate pierde sau câștiga acest concurs. Lăsăm frâna și intrăm într-o zonă de plat. Menținem viteza pentru urcare și dăm tot ce putem. Virăm. Cred că pe acest traseu vor fi avantajați cicliștii compleți care dispun atât de tehnică cât și de pregătirea fizică necesară. Și avem câștigător! Dorna XCO 2016! Arpi Kelemen! Noi am venit la CST! Bravo, Arpi! Mulțumesc încă o dată și ne vedem la festivitatea de premieră. Mersi! Niște viraje mai strânse. Trebuie să fim puțin atenți. Păi da, dar din moment ce termină primul, îi oprești pe restul. Bine. Na, pam. Medias. Și a venit special pentru... Da, pentru cățărarea asta, că e destul de aproape. Ajut la echipă să meargă bine băieții, la biciclete, la tot. Jurul 3, jurul 4. Ne pregătim bicicletele, hainele, spălăm hainele pentru băieți, tot ce trebuie pentru ei. Hai, Dani! Hai, Dani!
pe tricou albastru. Țin cu Eddie, grosul. Dar știu că nu e favorit. Și vă susțin pe Cristi. Andiamo! Să păstrăm tricoul albastru. Digi Radio Tour v-a scos. Al lui Crista Daniel. O probă să fiu sigur că ne auzim de data asta. Mai mulțumesc. Bine cu sportivii care merg foarte bine pe deal. Sunt mai stresat ca ăștia pe bicicletă. Very good, very good, stay here! Vreau să meargă foarte bine un moment. Dintre acești băieți o să fie câștigătorul de etapă. Vă rog, lăsați canalele libere de comunicații. Este un lucru minunat, adică un concurs de genul acesta, cel mai mare concurs din România, aici la Sibiu, acum suntem la Bâlea Lac, dar este ceva excelent. Prologul a fost o surpriză uriașă, pentru că am asistat la prima victorie româniască, Andrei Nechita a fost cel mai rapid în prolog.
go. My name is Roland Kloss. I am from Austria. I was born in Linz and I'm an urban planner. I'm 28 years old. My name is Ewa Gruszek. I'm from Poland and I am also an urban planner. And I'm dreaming about cities with a lot of cyclists. We will cross 15 countries. Vom traversa 15 țări și ne vom întoarce la Viena, locul de pornire. We visited Cluj, Reghin, Sighișoara, Târgu Mureș also. Am vizitat Cluj, Reghin, Sighișoara, Târgu Mureș, Sibiu, Brașov, Târgu Secuiesc, Focșani, Brăila, Tulcea, am pornit apoi spre Ucraina. La Odessa am trecut prin Chișinău și apoi ne-am oprit la Iași. Vrem să terminăm în octombrie, de aici vom porni spre Cernăuți, apoi vom trece prin Polonia, Suedia, Olanda, Cehia și apoi spre Austria acasă. We wanted to change something and this while traveling and give am vrut să schimbăm ceva cu această călătorie nebunească. Am observat că sunt din ce în ce mai multe mașini, iar orașele nu sunt sustenabile din punct de vedere al mobilității. Acest fenomen e foarte vizibil și în țările din estul Europei, iar mobilitatea e o provocare pentru multe zone. Am identificat această problemă ca urbaniști și vrem să o aducem în discuție atât cu autoritățile locale ce reprezintă comunitățile prin care trecem cu tandemul, cât și pentru cetățeni. The best way to move around in the city. We built a bamboo tandem which we used. Am construit un tandem din bambus, simbol al cooperării și participării, iar faptul că e din bambus reprezintă simbolul ecologiei. Crossover, pentru că trecem granițele țărilor mentalităților. Europa, pentru că ne dorim ca țările continentului să fie unite și să rezolve probleme pe care mobilitatea le ridică în această perioadă. Europe because we see Europe as, e important ca țările Europei să învețe unele de la altele, iar cele din Est să nu repete greșelile pe care cele din Vest le-au făcut de-a lungul timpului și invers. Mistakes are not repeated, but that cities are learning from each other mistakes. And this in terms of motorization. Acest lucru se poate aplica în ceea ce privește motorizarea. Sunt prea multe mașini și nu e suficient loc pentru ele pe străzi. Our message is that you will have to build infrastructure for bicycles. Am spus că oricum vor trebui să construiască infrastructură pentru cicliști, iar dacă vor să schimbe ceva, acum ar fi timpul pentru că au instrumentele și puterea necesară. Dacă vor construi mai multe drumuri, vor exista și mai multe mașini. Dacă vor construi mai multe piste de biciclete, mai multe biciclete vor fi în oraș. So that's why we asked the mayors, first of all, how they get people on bikes. I-am întrebat în primul rând pe primari cum văd viitorul mobilității și am rugat să meargă pe tandemul nostru. Așa am văzut care este situația reală a pistelor din oraș și ce ar putea ei să facă pe viitor. Some were saying yes until this year we want to be like Copenhagen, like. Toți au fost foarte binevoitori și pozitivi. Da, în sensuri diferite. Unii au fost foarte hotărâți, în Cluj, Emil Boc a zis că vrea ca orașul să fie precum Copenhaga în mai puțin de 10 ani. A fost un mesaj foarte ambițios. Alții nu au fost la fel de concreți și au prezentat planuri generale. Un alt mesaj pentru primari a fost că practicarea acestui sport aduce beneficii și pentru economia locală. Poți face economie la nivelul sistemului de sănătate. Oamenii care merg pe biciclete au mai puțină nevoie de îngrijiri medicale. Mai mult, la nivelul infrastructurii rutiere, mașinile produc pagube în timp ce sunt ca niște găuri negre. Nu același lucru este valabil și cu pistele de biciclete. Also benefits for the economy. So it's in compared to streets for cars, they are just costing us money and it's like a black hole. We are urban planners, so we are working like this, that we are bringing people together top down and suntem urbaniști. Credem că ambele zone trebuie să lucreze împreună. Schimbarea vine și de jos în sus, dar și invers. Ea se produce doar când cele două părți lucrează. The both level has to come together and this is again why we chose the tandem.
E vorba de implicare de ambele părți și poate de aceea am ales să mergem pe tandem, ca să subliniem necesitatea conlucrării în ceea ce privește mobilitatea. De asta am ales tandemul, pentru că e nevoie de ambele părți pentru a merge în aceeași direcție. Cred că tot mai mulți oameni sunt interesați de acest subiect și cei cu care am vorbit din România spun că ar vrea să meargă pe bicicletă, dar nu există infrastructura necesară. Au nevoie de asta. Vrem să le transmitem că fiecare ciclist contează, că nu ar trebui să le fie frică să meargă pe stradă, deoarece cu fiecare biciclist, oamenii din jur vor vedea că se poate și astfel comunitatea crește. Totodată și factorii de decizie, văzând că sunt tot mai mulți cicliști în oraș, vor fi nevoiți să ia măsuri pentru a le face viața mai ușoară. Avem aici un areal foarte frumos pentru a ne desfășura biciclistic. Vedeți foarte bine că la Arena Plată sunt multe opțiuni.